Salută și bun venit la acest episod despre bursă. Am avut un, să zic, o relaționare în ultimele două luni. De fapt, acest episod mi-a venit în minte fix după această relaționare cu un broker. Un broker care vinde și cumpără acțiuni la bursă. Este vorba de broker. De broker BRK Financial Services Cluj. Dar întâi, și vreau să realizez de mult acest video, dar întâi vreau să vă spun cine sunt acești intermediari și cum se agață ei legal. Nu sunt căpuse, nu sunt nimic, sunt activități legale. Cum se agață de o tranzacție de la un vânzător la un cumpărător. Am găsit acest grafic pe BVB, pe Bursa de Valori din București, site-ul Bursa de Valori din București. Și vedem că acești intermediari, broker, cum se mai spune, oferă consultanță privind strategia de investiții, fac analize și recomandări cu privire la piețele financiare și instrumentele și asigură acces la sisteme de tranzacționare prin internet, platforme de online de tranzacționare. Ori la ei în sediile lor, ori la direct în aplicațiile Motamo, aceste platforme online de tranzacționare. Da. Este o bază componentă a unei burse de valori și sunt câteva, cum vedem și în acest tabel din 2019, care prezenta activitatea pe 2018, vedem că primii sunt Swiss Capital, BT Capital Partners, Yeba Trust, Tradeville, BRK Financial Group, Est Invest, IFB, Finvest, Prime Transaction, Gongli, Ring, Alpha Finance, Volt Invest și lista poate continua cu Montenia Global, Vienna Investment Trust, Interdealer și Finaco. Doar o parte din cele 25-30 de firme. În, bineînțeles, fiind o piață foarte volatilă și mică, bineînțeles că lucrurile se pot schimba, de exemplu, în 2020 era deja 100% schimbat acest clasament. Vedeam Wood, BCR și BRD. Băncile au fost unele care au preluat frâiele unor servicii de investiții sau unor broker de investiții în ultimii 3 sau 4 ani. Dar vedem și Raiffeisen și vedem și Prime Transaction și IFB care s-au menținut unele firme. Acesta doresc să transmit că s-au menținut. Dar marea majoritate a rulajelor pot să zic că se întâmplă prin 4-5 broker. Restul sunt de duzină, să zic așa. BCR, BT Capital Partners, BRD, Swiss Capital, Tradeville și Broker. Și ar mai fi Wood. În primii 5 luni vedem că Wood a scăzut puternic. Dar unii dintre aceștia sunt cu state, cum este și Intercapital, sunt cu state mai vechi de 25 de ani de când s-a înființat Bursa de Valori. Intercapital, care a început ca o divizie de investiții financiare a Certinvest în 95. Și vedem că, cel puțin în structura de conducere, dacă găsim aceste date, era cel puțin până acum câțiva ani erau prezenți doar aceiași oameni, erau prezenți ca și în Certinvest, dar între timp lucrurile s-au schimbat. BT Capital Partners sunt
de aproape 20 de ani sau 19 ani prezent pe partea de vânzare sau tranzacționare sau consultanță cu fuziune și achiziții mai nou. Acesta a fost adăugat ca serviciu după fuziunea dintre Capital Partners și BT Securities, care cred că a fost în 2006-2007. 2005-2006-2007. Sper să nu găsesc. Și vedem că sunt și acestea înrădăcinați, deci este o activitate secundară a grupului BT, Banca Transilvania, ce la, pot să zic, la luptă cu partea de finanțare prin leasing. Tradeville, din nou, broker din 1995, de 1995, care este deținut de managementul, a fost deținut de Broadhouse și acum este deținut în parte de Broadhouse, cel mai mare fond de investiții minoritar din România, minoritar în parte, și pot să zic că se bazează, la fel ca și BRK, se bazează, o să vedem mai încolo, se bazează această societate pe cine aduce ce la bursă mai nou. Cel puțin în ultimii 3 ani a adus foarte mult listări de obligațiuni și listări de acțiuni și listări de alte să zic, alte fonduri, nu neapărat acțiuni și obligațiuni. Conducerea este asigurată de mai bine de 20 de ani sau de 15 ani de aceeași duo. Este printre singurele femei care conduce o societate de investiții financiare, societate broker de investiții financiare, și vedem că este Ioana Mihaela Biciu, care este din 2019 autorizată, dar ea a fost cam din 2004-2005 în această societate. Și vedem că domnul Andrei, așa cum spunea managementul, o parte din management, Andrei Siminal Cristian, cel care a adus Broadhouse-ul în România și New Century Holding în România, totalează 95% din această societate. BRK a trecut prin foarte multe scandaluri, în special în 2000, fix după ce s-a listat la bursă, în 2012-2013, dar societatea care se numea Broker s-a știut să-și revină, să facă act de prezență, și fix prin, ați văzut și pe pagina principală, fix prin partea de ofertă publică inițială primară de vânzare de acțiuni, a reușit să recontroleze o parte însemnată 5, 6 sau 7% din, cum ați văzut în graficele respective, din piața de intermediu financiar. Ce vreau să aduc aminte, este foarte bine, cel puțin în cazul broker, că se străduie să aducă noi societăți, să pună o parte de trendsetting în această piață de investiții financiare, dar când am avut de-a face cu ei în urmă cu 2 luni de zile, doamna Monica Ivan m-a lăsat să aștept
mai bine cu un meeting, cu meeting la punct stabilit, m-a lăsat să aștept mai bine de o oră până când am intrat la Dance Studio. Nu din, și acum o părere generală, nu este o comunicare flexibilă în acea societate, din câte am văzut. Lumea este prea speriată ca să comunice cu cei din exterior. Doar atât am vrut să zic de această firmă. În continuare, jos pălăria. Jos pălăria pentru ceea ce fac pentru bursa românească. Ei și alții. Dar să continuăm. Swiss Capital. Swiss Capital obține cele mai multe venituri din, pot să zic, din partea de clienți corporate, din câte m-am prins eu și am studiat în ultimii ani. Din cauza aceasta, vedem, nu sunt foarte multe date și știri și așa mai departe despre această firmă. Dar printre cei care au, la fel ca și Inter Capital, au consolidat, să zic, acei 10% dintre investitori, sunt și Prime Transaction, care sunt o firmă de 15 ani activ și prezent pe piața de intermediari. Un jucător mai nou din Cehia este vorba de Wood Financial Company, care a intrat de aproape 5 ani de zile pe piața noastră și administrează tranzacțiile derulate prin ei în pe bursa românească din Cehia, să zic așa, fiind o sucursale. IFB Fininvest este o casă de investiții de casă, să zic așa, finanțată și administrată de SIF, Banat Mișana, din câte știu eu, s-a putut să găsesc, și de SIF Transilvania. Ei sunt acționarii sau erau acționarii acestei case. Iar nu ultima societate, bineînțeles, sunt doar câteva, 15 minute, nu le reușesc să le prezint pe toate. Yeba Trust, care a fost și rămâne o firmă de pluton, care asigură intermediul financiar. Vedem că în acest top, în aceste topuri sunt și Goldwing, sunt și alte firme care nu le-am deschis site-ul acum, precum Finaco sau Interdealer. Interdealer era administrat într-o vreme de domnul Gabriel Cârlic de la Jolidon. Muntenia Global Invest este firma de investiții a SIF Muntenia. Da, SIF Muntenia. Inter Finbook sau Blue Rock Financial sunt niște firme care la un moment dat mai prind niște contracte, tot așa de corporate, și se bazează pe ele pentru a fi prezent în acest top 17, de exemplu. Dar au fost și alte, de exemplu, voi realiza un episod mai încolo despre domnul Cătălin Chelu. Cătălin Chelu, celebru investitor stins de 7 ani sau de 5 ani, stins, a murit din păcate în Siria, a fost prezent printr-un singur broker de intermediar financiar, Eldinvest, care nu mai apare acum. Sunt un investitor care aveau casele preferate de intermediar financiar și le apelau doar pe acestea în tranzacțiile lor. Într-adevăr, sunt multe de spus despre cum ar putea să fie benefică și l-a analizat această activitate. Dar este un video de cunoaștere acesta a cine ne
intermediază tranzacțiile. Acesta a fost episodul. Salutări!